hai să vedem ce avem aici. Poate și deschis tu. Hai să vedem. Așa? Hai să vedem. Sigur e ceva interesant. Oh, putem intra. Ce frumos! Și intrăm. Aici sunt vitraliile superbe. Absolut superbe. Și mergem mai departe spre celelalte, iar de aici. Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi mergem la un eveniment deosebit. Îl însoțesc pe David, după cum bine vedeți, avem amândoi papioane roșii și mergem la un eveniment deosebit, Gala Valorilor Ardene, unde David astăzi va fi premiat. Sperăm că va fi o zi foarte frumoasă și suntem și noi curioși cum decurge evenimentul. Știm că va fi toată lumea bună acolo. Știți cum vă spunem de fiecare dată, nu uitați să dați un like și să dați subscribe, dați o abonare la canalul nostru de YouTube, ajutați-ne să ajungem cât mai multe case și cu această ocazie mergem la Gala Valorilor Ardene. Evenimentul este organizat la Filarmonica din Arad și acum suntem în drum spre Filarmonica, ajungem în câteva minute. Și căutăm deja un loc de parcare și ajungem la festivitatea de premieră. Între timp, aici este cazinoul. Un loc foarte, foarte frumos. Hai să parcăm și ajungem la eveniment. Mai avem puțin și ajungem, dar să vă spunem de ce David a fost invitat la această gală. După cum bine știți, David face gimnastică aerobică. De câți ani face? 9 ani. De 9 ani face gimnastică aerobică și în acest an a câștigat locul 3 la campionatul național de gimnastică aerobică, așa că a fost inclus pe lista scurtă a celor mai valoroase personalități ale Aradului. Și ajungem la Filarmonica din Arad, care de fapt este Palatul Cultural. O clădire impozantă, o clădire extraordinară, pe care vă și arătăm acum. Aici avem bustul lui Adexenopol și cam așa arată clădirea. Da? Ajungem chiar în față. Cum spuneam, o clădire absolut impozantă. Asta este clădirea, Palatul Cultural, și în interior este Filarmonica. Intrăm și ne pregătim pentru eveniment, pentru că înăuntru va fi și un spectacol. Un spectacol pe care abia așteptăm să îl vedem. Aici cu David. Intrăm. Ai emoții, David? Nu. Nu? Bun, perfect. Haideți să vedem ce e înăuntru. Holul palatului este impresionant. Este absolut extraordinar și deja printre invitați, după cum bine se vede, încep să vină invitații. Și de aici vom intra în sală. Urcăm puțin la etaj, pentru că arhitectura acestei clădiri este absolut senzațională. Și profităm de acest moment să vă arătăm. Aici sunt vitraliile, iar aici este partea de balcon, care este de-a dreptul senzațională. Este una dintre cele mai frumoase clădiri din România. Informații despre această clădire să las în descriere, pentru că este absolut senzațional. De aici, din hol, intrăm spre balcon și mergem spre sala principală. David o să tragă și perdeaua. Am deschis puțin ușa și intrăm în clădire, în interior. Ceea ce este absolut senzațional. Aici e un balcon.
Iar aici este evenimentul. Și este totul înainte de deschidere. După cum bine se vede, o parte dintre invitați au sosit. Și totul este pregătit. Și continuăm plimbarea noastră prin Palatul Cultural. Intrăm spre cel de-al doilea balcon. Ale, David, te rog să deschizi ușa, să putem intra. Ce frumos! Și intrăm. Aici sunt vitraliile superbe, absolut superbe. Și mergem mai departe spre celelalte, iar de aici se poate vedea foarte, foarte frumos sala. David este aici și e impresionat de clădirea pe care tocmai o vizităm. Este senzațional ce vedem noi de aici. Și așteptăm că din moment în moment să intrăm la festivitatea de premiere, care e absolut extraordinară. David, ai emoții acum? Nici acum n-ai emoții, nici nu trebuie să ai emoții. Suntem prin această clădire absolut superbă. Absolut superbă și eu zic că neplimbinoare. Avem ce să vedem aici. E senzațional. Senzațional. De aici se poate vedea primăria, iar peste drum este colegiul economic. Hai să vedem cum se vede mai bine. Așa. Iar acolo este primăria. Și în timp ce pe scenă a început spectacolul, aici toată lumea se pregătește pentru intrarea în sală. Este foarte multă lume care va fi premiată astăzi. Practic, toți cei cu rezultate extraordinare și deosebite vor fi premiați, iar intrarea se va face prin partea asta și ne pregătim și noi imediat pentru intrare. E un loc deosebit aici. Asta este sala. Totul este pus la punct și ne pregătim de intrare. Și să vedeți că nu e ușor să fii artist. Aici sunt cei care au evoluat deja. Cum este, fetele? Hai să-mi dați o mască jos. Sper că vă place cum sunt mascate. Da. Spectacolul e extraordinar, da? Da. Așa cum sunt și fetele de altfel. Întrebarea era de ce să nu-i băgăm și pe băieți? Pentru că au o ținută de senzație. Vezi? Să v-ați pregătit așa de bine. Am văzut că ați dansat extraordinar. Multe antrenamente. Multă muncă, energie și mult timp. Perfect. Am să las în descriere un link unde îi puteți vedea. Așa că îi puteți vedea și extra față de acest spectacol. De sportivi de la CSE Universitatea, îi vedeți aici, se pregătesc să intre pe scenă. Eu zic să și stăm să stăm puțin de vorbă cu ei. Bună! Cum sunteți? Bine, vesel, bucuroși. Da, toată lumea este veselă și bucuroasă. Cam tăcută astăzi. Se vedem după ce ies de pe scenă cât îți de fericiți. Da. Vă salută!
mele, care vă vor mâna diploma și plicul și în același timp o să vă rog să vă ridicați și trofeul. Și iată pe David, după ce a fost premiat pe scenă, David, cum a fost? Bine. Cum e între valorile Aradului? Da? Deci David este între cei mai buni sportivi din România și unul dintre aradenii de seamă. Și cu ocazia asta a și fost premiat. Felicitări, David! Atât de spus. Da. Cum se vede lumea de acolo? Fain. Atât. Comunitatea arădeană se poate mândri cu un elev de tale competitivă, a lui Rareș Lile, care a demonstrat o înaltă performanță la diverse competiții și acțiuni de voluntariat desfășurate în țară și străinătate. Rareș Lile. Și intrăm cu unul dintre premiații de astăzi de pe scenă. Intrăm cu Rareș, care este și președintele Consiliului Elevilor din Arad. Cum a fost? Este o onoare să fiu astăzi aici și să fiu premiat și să reprezint toți elevii. Acest premiu nu este doar al meu, este al tuturor elevilor din județul Arad. Și vă felicit! Și să vedem între timp și ce a primit Rareș aici. Avem două diplome, da? Una este pentru colegul lui și una este pentru el, președintele Consiliului Elevilor. Așa, și hai să vedem ce avem aici. Poate și deschis tu. Hai să vedem. Așa. Hai să vedem. Sigur e ceva interesant. Oh! Ăsta este trofeul. Arată foarte frumos. Interesant. Ne facem că-l scăpăm. Da, arată foarte bine. E extraordinar. Foarte bine. Da. Asta este premiul. Și cam asta a fost astăzi. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Noi oricum vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și pentru că ați apreciat ceea ce fac oamenii noștri de valoare din partea de vest a României. David, cum e? Bine. Perfect. Noi vă dorim toate cele bune și ne vedem la video următor.